Bun, deci în acest video să vorbim despre reabilitare: ramforare, reabilitare sau cum s-ar spune reabilitarea sistemului rutier existent. Asta înseamnă că noi trebuie să mergem peste existent cu un strat de asfalt sau cu două și în dependență facem reparații, frezăm sau pur și simplu punem deasupra. În civil. Să luăm așa, rezolvarea problema asta o putem rezolva pur și simplu punem din ansamblu, din ansamblu, sub ansamblu composer, nu din ansamblu uh, astea, cum, le, cum se mai numesc în civil. Pur și simplu punem două straturi deasupra, da, peste. Adică luăm, cum aici noi avem sistemul rutier nou, unde avem BA16, BAD, unele cazuri AB miatră spartă, balast și nisip, da? asta înseamnă sistemul terenului nou. Așa arată în secțiune transversală pe o parte. Dar, dacă merge vorba de reabilitare, adică trebuie să venim peste existent cu un strat sau două de asfalt, pur și simplu putem să ștergem toate straturile astea și să lăsăm decât două straturi. Da? Ce ai văzut mă, eu? Rehab. Ok, Rehab. Atunci trebuie să modificăm și aici, în loc de ăsta, să punem Rehab. Rehab de la reabilitare, da? Și practic vine structura noastră peste existent. Lungul trebuie să-l ridicăm un pic în așa fel ca să venim peste peste F3 peste asfaltul existent, da? Și atunci, practic, putem să rezolvăm simplu din metoda asta, dar punând două straturi. Dar care e problema aici? Problema este în felul următor. Existentul este cum este, pe unde mai lăsat, pe unde mai ridicat, pe unde s-a stricat, s-a uzat, s-a deteriorat și sunt și nu este exact așa cum vrem noi, ca și proiectatul nostru. Adică nu mai este panta de 2,5 existentă. S-a lăsat și zona asta, practic, trebuie acoperită sau în unele cazuri poate trebuie de frezat un pic. Da? Asta ce înseamnă? Că noi în zona asta avem umplutură. Nu umplutură, dar avem egalizare. Da? Trebuie să adăugăm BAD, un strat de asfalt, nu un strat de asfalt, dar o, un volum de asfalt în plus, da? ca să aducem sistemul uh, ter existent la nivelul de proiectat, da? să asigurăm o planietate corectă. Și asta noi nu putem să facem momentul dat din straturi, da? pentru că stratul are o grosime, nu se poate lega de o suprafață existentă. Da? Și uite, pe ăsta dacă îl mișc un pic mai jos, nu atât de mult, un pic mai sus, noi o să o vedem aici, da? Pentru, aici avem un pic de egalizare, da? deci trebuie să adăugăm BAD mai mult decât 6 cm și aici avem frezare. Noi trebuie să calculăm cantitatea de frezare. Cum o facem? În mod normal cu tipul ăsta nu se poate, dar există aici la Subensemble Composer, la New Rehab, deci există Rehab, care ăsta n-am apucat să lucrez cu ele, nu știu cum lucrează, dar există New Rehab și aici avem overlay level chrome, da? sau avem mai multe opțiuni. Dar eu mare mare parte lucrez cu asta pentru stânga dreapta, da, sau asta pe ambele părți. Cum lucrează acest subansamblu? Acest subansamblu se leagă de existent și merge până la existent. Deci avem aici existentul, asta este linia de existent. El creează un shape sau un subansamblu, da, care se numește level Asta înseamnă egalizare da? și vine cu egalizare. asta, e exact ceea ce am arătat eu aici. Aici, da? E egalizare. Asta este egalizare și calculează egalizarea. Mai departe. Aici nu se arată, dar are și spătură. Și mai are și un strat de overlay. Asta este minusul la acest subansamblu, că poți să pui peste decât un singur strat. Noi, în, la noi în țară, în cazul, în situațiile noastre, putem să mergem peste cu două straturi. Putem să mergem cu 6 de BA16 sau 4 cu 6 BA16 cu BA de 20, cele mai, cele mai des situații în care noi folosim aceste două variante. Dar aici există un singur strat și atunci nu putem să calculăm stratul de BAD, de BA16 cu BAD, da, deci nu putem să punem aici 10 straturi și să zicem, pe urmă, în partea al calculează cât raportat, putem să facem și raportat, dar în multe cazuri nu putem să facem. Asta e o problemă, da, pentru că putem să băgăm decât un singur strat deasupra. Uh, mill level chrome, aici mill, mill înseamnă frezare, overlay înseamnă stratul la peste, level înseamnă egalizarea și mill înseamnă frezarea. El face și aici frezare, dar nu știu de ce aici e pus separat, nu știu, adică probabil are alte opțiuni. Uite aici, mil, minimum, stratul minim de frezare, cât să minim să frezăm, da? deci asta este frezare. El frezează și celălalt sub ansamblu, dar aici probabil are ceva mai multe opțiuni pentru chestia asta. Și atunci hai să încercăm să băgăm un strat de asta să vedem cum lucrează, da? Deci ștergem BAD, după cum am zis, noi BAD o să-l... Deci în cazul meu, cum fac eu? Eu las BA16, da? pentru că nu pot să-i pun două straturi în subansamblul ăla, pot să-i pun decât un strat și eu dacă am două straturi, de exemplu, 4 de BA16 și 6 de BA de peste, și atunci folosesc această opțiune, îl pun aici da? și la ăsta avem următorii parametri. Avem așa, partea dreaptă, overlay, deci ăsta este stratul peste, da? Ce, 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 punem noi peste. Nu putem să-i schimbăm uh, denumirea la shape, astfel încât să-i scrim că este BAD. Nu? E overlay, atât. Și atunci îi punem 0.06, da? adică la ăsta este la noi BAD. Aici schimbăm în cazul în care avem uh, supra supraanalțări, da? putem să folosim. Dar de obicei stratul ăsta da, putem să-i punem să ia asupra alergii supra, supra sau putem să-i punem să meargă după stratul de BA16, da? Mai departe, panta ideală, minus 2,5, acoperiș, lățimea, o punem unul deocamdată să fie cât avem și noi, inside edge nu ne interesează, asta tot n-am ajuns la asta să-l folosesc, deocamdată îl punem 1, nu 1, 0, ceaio, 0, minimal, mil depth, nu ne interesează asta, ne interesează look to preview position, cum ar veni, adică să se lege de b 16 Minimum mel del, ăsta nu știu ce înseamnă, adică minimum frezare. Noi nu vrem să frezăm nimic, cât o să se frezeze, dacă o să fie frezare, să frezeze, nu-i problemă. Și toleranța în, la slope, adică la pantă, eu îi pun 0. Deci cu valorile astea eu lucrez și după asta o din lung, da? Deci nu e nicio problemă. După ce am adăugat, noi avem, deci avem stratul de 4 cm de BA16 și aici vedem 0,6 cm de overlay. Overlay, în cazul nostru, să-l denumim uh, BAD, stratul de BAD, care este de 6 cm. Și restul o să vină uh, egalizare, da, egalizare sau frezare, da? În momentul de față, noi aici nu vedem nicio modificare. De ce nu vedem nicio modificare? Pentru că acest subansamblu trebuie să se lege de o suprafață. El trebuie să știe până la ce suprafață trebuie să meargă ca să poată face frezare sau uh, completare. Da? Și pentru asta noi trebuie să mergem în proprietăți la coridorul nostru, la target, și aici să-i zicem, uite, vezi target surface la overlay, mill, lay, nu stiu ce, trebuie să-i dăm suprafața existentă, da? Terenul. Ok. Ok, ok. Și acum el a făcut. Și ne uităm aici, da? Deci avem stratul nostru și avem aici, dacă îl selectăm, el nu se vede nimic, că pentru că noi am dat hașuri, acolo o să dăm și hașuri, dar dacă îl selectăm, vedeți, vezi că s-a făcut contur aici. La fel și în partea asta. Deci acestea se pot măsura, sunt măsurabile, doar că noi nu le avem acum în secțiune, nu se văd, pentru că nu le avem adăugate aici la opțiuni. Și pentru asta ne trebuie să mergem aici la proiect, standard proiect, modify, și astea sunt hașuri, da? La hașuri noi aici nu le avem pentru că e ceva nou. Pur și simplu selectăm coridorul ăsta. Și le importul, uite, vezi, le-a importat. La shape avem level, mill și overlay. Overlay, pe asta îl definim ca și strat de BAD. La mill, asta este frezare, fără macadam, nu știu, stabilizat, nu știu ce, nu avem frezare, trebuie să-i definim, trebuie să-i facem noi un strat de frezare. Pentru asta noi o să selectăm, ce să selectăm aici, nu avem ce să selectăm, sistemul rutier existent, uh, copy current selection, o copiem aici, îi scriem frezare, frezare și la frezare trebuie să creăm un stil și anume la Hașur, Shape aria, aici e verde, pe noi ne interesează, verde pe noi ne interesează să-i specificăm noi o culoare. Ce culoare să-i zic? Hai să zic culoarea asta și irt, da? Deci în momentul de față are hașura asta, irt. Este pământ, dar noi o să-i dăm altă, altă hașură. Frezare. Nu știu ce o să-i dau. Hai să dau pasta. Vedem cum iese și pe urmă. Dacă, e, dacă nu ne place, pe urmă modificăm. Deci are da? 005, ok. Hai să vedem ce iese. Frezare și ne mai interesează level. Asta este egalizare, da? Ceea ce umplem noi. Practic, asta ar trebui să fie ca și BAD. El putem pune BAD, doar că eu aș vrea pe ăsta BAD să-l cumva să-l BAD egalizare. Să-l modific un pic ca să pot vedea diferența, înțelegi? Că dacă îl las tot așa, nu o să-mi dau seama care este diferența. Și aici pot să-i zic că este ăsta, nu știu ce, și la culoare pot să-i zic să-i că... dau o culoare. Asta, de exemplu, egalizare. Okay, ok, 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 ok. Ok, Și ce vedem noi aici? Vedem că a apărut level, da? Și a apărut mil. Mil00, o să-i schimbi o panta asta, să-i dau o pantă mai mare. Minus 10 ca să putem vedea noi diferența. Minus 10. mai de o dată refresh, rebuild. Nu s-a schimbat nimic. Ăsta îl ridic un pic. Așa. Uite, vezi, aici se suprapune BA de overlay -ul ăsta se suprapune peste frezare. La overlay, eu trebuie să-i schimb hașura pentru că nu mă avantajează și asta level tot e ceva, nu se vede bine. Dar ideea ați prins-o voi, da? Deci la shape, la overlay, asta care l-am pus eu BAD nu știu ce. Uh, overlay. Nu mă interesează să fie BAD pentru că e hașură... Hmm. Nu e o hașură rea. Hai l pun pe asta. Și aici să pun 001. 0,002. Ok. Ok. A, ah, nu asta, mă, ce ai? L Am stricat-o. de egalizare. Pe păi asta trebuie să-l schimb. Nasol. Zenotrec 002. de egalizare. Uite așa, vezi, s-a schimbat. Doar că s-a schimbat și la BAD, nu-i problemă. Îl schimbăm pe urmă și uite, ăsta îl vezi, care este mil și pe ăsta trebuie să-l schimb. Da? Hai să-l schimbăm, că nu, nu, e bine. Cred că o să le schimb de aici. Uh, shape style. Aici am acces mai ușor la el. Uite, pe ăsta, BAD-ul ăsta. Trebuie să-l schimb înapoi. Nu, las așa, pur și simplu asta de egalizat. Bine, culorile astea o să eu să le schimb pe urmă. Să fie mai, mai altfel. Uite așa. Regim, Ah, L-am modificat și pe asta. Uh, overlay. Ah, aici de aici trebuie să-l schimb. Deci la shape, la overlay am BAD. și la level bea egalizare. Da, așa e bine. Ok, ok. Regen. Da, cum s-a schimbat? Deci ăsta este stratul de BAD și BAD și ăsta este de egalizare tot BAD. Și ăsta este mil. Mil care la noi... Uh, unde e mil? A, ah, nu. A, ah, frezare. Uite asta, frezare. Frezare. aici punem 0.3.0.0.2, tot așa, și la culoare ceva mai deschis, așa, un galben, nu știu ce. Regen. Da? Să fie mai accentuat. Și se vede, Asta este stratul de frezare. Asta este egalizare, Asta este frezare și vine cantitatea de uh, straturi. BAD și cu B16. Doar că singura chestie este că nu putem să-i modificăm numele la overlay-ul ăsta. Da, și în felul ăsta noi putem acum să calculăm cantitatea exactă de egalizare, frezare plus cele două straturi, da? Pentru situațiile în care avem reabilitări, nu avem sistem rutier nou. Bun, dacă v-a plăcut acest video, dați un like, abonați-vă la canal și cu cât mai mare activitate pe acest canal, cu atât, cu atât mai multe videoclipuri vom voi încerca să realizez.